Autoritățile din Argeș au fost puse pe jar de un bărbat de 38 de ani care amenința că se aruncă de la etajul 4 al unui bloc din Pitești. Acest bărbat a fost părăsit de soție pentru că o bătea. La secția de poliție din Pitești au fost depuse mai multe plângeri. Când a plecat, femeia a luat și cei doi copii ai lor. Supărat că a fost părăsit, bărbatul a amenințat că se va arunca de la etajul 4 al blocului în care locuiește. S-a cățărat pe geam și a început să strige la vecini, dar și la reprezentanții autorităților, cât și la cei care comunicau cu el din fața imobilului. Lumea s-a strâns ca la urs, dar poliția a blocat accesul în zonă. Se pare normal asta, că sunt surare de forță pentru el? Nu, se pare normal. Ține niște oameni aici. L-a mai făcut așa ceva? Nu. Câte știm noi, nu. Înțeleg că și-a bătut soția cu vreo 3 zile. Așa am auzit și noi, dar nu se știe dacă e așa sau nu. Da, asta să fi plecat? Posibil. Acum să fii bătută și să... Ce să faci? Stai cu el? N-ai cu. Și el de supărare s-a urcat acolo? Păi cred că da. A rămas uimită, știu soția, știu copiii. Știți și-a bătut soția cu 2-3 zile? Nu știu. Înțeleg că dată. De supărare că l-ar fi părăsit soția asta acolo. Nu știu, să se întoarcă, să gândească că nu e bine ceea ce face și să stea cineva de vorbă cu el. Dar și el vi se pare normal atâtea forțe puse pe drumul? Mi se pare normal, dar cum ce să fac? Pompierii chemați la fața locului au intervenit cu o scară de pe bloc pe care bărbatul a încercat să o arunce jos. O oră și jumătate au durat discuțiile cu bărbatul, timp în care s-a dezechilibrat de 3 ori. Într-un final, un vecin de-al lui, polițist de meserie, a reușit să îl determine să stea de vorbă cu el. A intrat în casă, l-a imobilizat și apoi l-a predat colegilor lui. Cu bărbatul, cu bărbatul care a vrut să se sinucidă, am negociat împreună cu vecinii acestuia și cu colegii de la poliție. Dânsul dorea neapărat să discute cu familia, cu soția, care se pare că l-a părăsit, și cu copiii. Am avut o tentativă să intrăm cu scara de fereastră din zona balconului, dar am fost surprinși și am renunțat pentru că exista riscul să se arunce pe balcon. Toată lumea a întrebat de ce nu puteți să spargeți ușa, de ce nu se poate interveni astfel în asemenea situații? În astfel de situații nu se procedează așa, să se spargă ușa, pentru că victima se poate speria și se aruncă pe geam, pe balcon, în cazul de față. Aproximativ o oră jumătate. Ați negociat cu el de jos sau ați urcat și pe acoperiș? Am negociat și de jos, am urcat și pe acoperiș. De când timp îl cunoașteți pe bărbat? Din 2010, de când locuiesc în zonă. Și ați avut încredere în dumneavoastră când... Eu zic că da, dacă rezultatul a fost cu succes. Știa că sunteți polițist? Da. V-a fost teamă că sare? Mi-a fost, normal că... Mi-a fost teamă să nu se producă vreo catastrofă. I-a salvat viața. Da. O să-mi fie recunoscător pe viitor. Am intervenit cu autoscara mecanică, un echipaj de prim ajutor, calificat, și o autospecială cu apă și spumă, cu moduri de descarcerare. Pentru salvarea unui bărbat care a amenințat că se aruncă de la etajul 4. În urma discuției cu negociatorul, acesta a renunțat la gest, fiind predat un echipaj murd care a acordat îngrijiri medicale și a fost transportat la spital. După o oră și jumătate, bărbatul a fost coborât și urcat într-o ambulanță smurd, după care a ajuns la secția psihiatrie a Spitalului Județean Argeș. El a cerut să stea de vorbă cu soția, pe care să o facă să se întoarcă acasă. A discutat cu ea la telefon, însă femeia i-a spus că nu mai suportă să fie bătută și de aceea nu se va întoarce.